la 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 la. Uite vânturile grele, la 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 la. Uite vânt e primăvară, florile ieșeau afară, la 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 la. Măicuța mă legă na măi, la pieptul ei mălina măi, la 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 la. Tata meu când m-o văzut, la 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 la. Câtă sfat s-o arătuit, la 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 la. Și mă treacă în asta lume, la 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 la. Și să-mi deie frumos nume, la 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 la. Numile de nicușor, la fete să le aduc dor, la la la. Să mă așeze la zaghie, în dracio iubi o întâie, la 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 la. Ce m-a dus acasă, la 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 la. Și m-a așezat după masă, la 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 la. Mi-o dat apă din ceangă, la 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 la. Și răsune glasul meu, la 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 la. Și răsune pân' bolda, măi, lumea știi că știu cânta, măi, la 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 la. Pân' bolda și-ntreaga lume și mă asculte și pe mine, la 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 la. Și răsune pân' bolda, măi, lumea știi că știu cânta, măi, la 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 la. Întreaga lume și mă asculte și pe mine, la 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 la.
el știe, codule drag. V-am găsit, dragii mei, mă bucur din toată inima că suntem împreună la o nouă ediție a emisiunii Folclor Nepieritor. E așa, după cum v-ați dat deja seama, din nou o ediție specială. Una specială pentru că, de asemenea, invitații noștri sunt speciali. Sunt așa pentru că vin dintr-o asemenea zonă, o zonă încărcată de tot ce poate fi frumos, de tot ce poate fi valoros în domeniul culturii tradiționale. Invitații mei vin din Țara Codrului, acele mirifice locuri de dor, de drag, acele comori neprețuite ale folclorului se află în repertoriul lor, în sufletul lor. Și acum, împreună cu dumneavoastră, mă bucur tare mult să le spun bun venit Nicolae Mureșan, bun venit Nicolae Mureșan Junior. Bine v-am găsit. Bine te-am găsit, Maria, bine v-am găsit, stimați telespectatori. Ne bucura foarte mult că, uite, după o perioadă destul de lungă, putem intra prin intermediul acestei televiziuni încă o dată în sufletul și în inima publicului, drag ascultător. Și bucuria mea este imensă pentru că, într-adevăr, au trecut ceva ani de când nu ne-am întâlnit în cadrul acestei emisiuni și cu atât mai mult cu cât știu că ați venit cu lucruri noi. De când ai fost tu, Nicu, la noi, s-au întâmplat foarte multe lucruri frumoase în viața și activitatea ta. Nu de mult am asistat cu toții la un spectacol pe care l-ai realizat acolo acasă la tine, la o emisiune specială, de altfel, dedicată unei vârste frumoase și unui număr impresionant de ani de activitate. Da, am împlinit în luna martie 50 de ani de viață și 30 de ani de cântec. Este mult, este puțin. Cântecul o spune. Și publicul poate să aprecieze niște lucruri care s-au întâmplat de-a lungul anilor. Eu cred că lucruri frumoase și această zonă a venit întotdeauna cu niște lucruri care și-au pus amprenta pe sufletul omului, pe dragostea lor pentru cântecul popular. Cântecul popular în această zonă, într-adevăr, cum ai spus, este mirific. Te face să te simți în a nouălea cer de multe ori. Dar pentru asta, ca să te simți în a nouălea cer, trebuie să-ți deschizi sufletul pentru cântecul popular românesc, adevărat.
Da, trebuie într-adevăr să fi făcut ceva pentru cântec, pentru ai tăi, pentru cei ai satului în care te-ai născut. Și Nicolae Mureșan, dragii mei, știm cu toții, a făcut multe, foarte multe din toate acestea. A dăruit de la vârsta de câți ani? Tare de mult. Mi-am aruncat ochii prin cartea ta, cartea vieții cântecului tău. Și m-a impresionat foarte mult, m-au impresionat gândurile tale, din care ne-am dat cu toții seama cam care a fost drumul până aici. Aceasta este cartea și dacă putem să arătăm într-adevăr viața unui cântec, cântecul unei vieți, trecuia sară prin codru. Nu știu dacă poate fi exemplificată mai frumos viața mea decât prin aceste cuvinte scrise, așezate pe această carte. Cine va intra în ea și o va citi, își va da seama că această zornă vine tare de demult, de când s-a făcut pământul. Numai că noi ne-am născut mai târziu, dar nu-i târziu niciodată dacă vrei să aduci traiul, lumea satului de acolo, bogăția, frumusețea cântecului și a portului popular într-o anumită zonă. Deci niciodată nu-i târziu dacă cineva se naște pentru acest lucru. Iar eu am simțit că m-am născut pentru a aduce această frumoasă zonă pentru publicul ascultător. Cartea începe și se încheie cu evocarea părinților tăi. Toată lumea e foarte legată de părinți, în special cred noi. Da, pentru că Dumnezeu ne-a zămizlit în ei să ne nască, să ne aducă pe lume, tocmai pentru a face bine. Deci drumul nostru este foarte bine stabilit dinainte de a fi procreați. O poveste extraordinar de interesantă are chiar actul nașterii lui Nicolae Mureșan. Da, este m-a impresionat foarte m-am mult. M-am născut într-o primăvară în 57, sigur, era o vreme foarte urâtă în povestea mama. Și așa și începe cartea, deci cuvintele ei spuse, care după ce m-am născut într-o căruță, într-o sanie, mai bine zis că era iarnă, spre primăvară. Și după ce m-am născut nu s-a mai dus până la dispensarul din comună, s-a întors înapoi acasă și sigur m-a dat în brațe la mama și cuvintele ei au fost că zicea să mă arunce în foc ca să ard. Dar un fel de parabolă, mă gândesc că sufletul ei nu se gândea chiar la parafocului, dar de atunci ard în turna pentru neamul românesc și pentru cântecul popular din această zonă. Un dulce blestem care, iată, l-a transformat pe Nicolae Mureșan într-un veșnic și continuu arzător, așa cum spune, pe scena cântecului popular pentru noi toți. Sufletele noastre se încarcă de fiecare dată cu cântec odrănesc, de fiecare dată atunci când apare Nicolae Mureșan, și atunci când simțim că suntem împreună cu el acolo, acasă, în țara Codrului. Vom simți asta și în minutele care urmează, pentru că îl vom asculta din nou pe Nicolae Mureșan. Mândre câte ce străbune, la-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 la, dragi mi-i zbuie n-astă lume, la-la-la-la-la-la-la-la. Și-mi e dragă le cânta, măi, că le știu de la maica, măi. La-l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 a. Așe mândru mi-o cântat, măi, la-la-la-la-la-la-la. Maica când o legănat, măi, la-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 la. Așe mândru mi-o cântat, măi, la-la-la-la-la-la-la-la.
Între Dunie și Balache, de la moș strămoș lăsate. Câte ne-am să trăiesc, măi, la 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 la. Am să cum și am să cinstesc, măi, la 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 la. Câte ne lume oi trăi, măi, la 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 la. Neamul meu ne-l-oi cinsti, măi, la 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 la. Cu cât e de drag și dor, măi, de la poala codrilor, măi. Și-oi duce departe în lume neamul meu și al lui nume. Ești despărta șurică de-n zău și sacive, frete mândre și feciori. Stai dans codrenesc, na 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 na. Și se joacă pimbolda, hai la, na 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 na. Pimbolda și pânstâna, na 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 na. Și îl cântă Izidor, na 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 na.